Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi în sfârșit schimbăm uleiul la ATV, stai aici cu Alexandru, mă ajută și el. Am luat ulei Motul 7100, am înțeles că e cel mai bun, și un filtru de ulei aftermarket, pentru că n-avea pe original, cred. Haideți să vi-l și arăt. Ăsta e uleiul, am luat 3 litri, cred că intră 2 litri și 100, ceva în genul, cred. Și aici avem filtru de ulei. Nu mă, vă știi că nu sunt. Hai, dai! Ia, mă, ia să-l bri. Gata, lasă așa. E drept? E bine. A. Am ridicat un pic ATV-ul cu un cri pe față și pe spate am pus niște lemne. Poți? Da. Gata? Ce crezi? Arată rău. Păi nu a schimbat niciodată. Ai început. Mai mult de 2 litri, cred. Ce? Crezi? Vreau să le arăt și eu. Hai să vedem dacă e. Ce? Uitați, aici are bușonul Grizzly. Cam așa arată uleiul. Da, să scurgă bine. Nu se dea cu cheia peste capă, de-aia am pus cheia acolo. Să nu te-am văzut. Păi știu, dar trebuie să-l mut. Nu, ca și trei. Auzi, dar îi punem bușonul acum sau? Nu mă lasă să scurgă, nu mai curge deloc? Ba, mai scurge. Auzi? Da. Ia vino, ia ce-ți face asta pe aici. Ăsta trei șuruboți. Bine, ăsta mai ține. Ca să avem loc aici ca lumea, nu? Ce, ăsta și cu ăsta? Da. Asta de ce nu mai ține? Da, era bine să-i dăm și roata jos. Nu, mă. Nu-i nevoie că ai loc. Da. Ia uite, bă, iară n-am antigel în el, vezi? Ai? Da. Bagă eu jumătate de kil de apă. Păi dacă e băgat numai antigel, nu are nimic. Aici este și filtrul de ulei. Uitați-l acolo. Nu-i pe acolo? Deci. Ce e pentru asta? Ai, bun, s-a învârte cu tot. Stai. Ia. Trebuie să ții contra? Țin cu mâna. Merge cricketul? Nu. Nu merge, a? Auzi, mă, da. Da, da, să-l așa, nu? A, da, e bine. Auzi, ia să mă uit eu dacă e la fel ăla. Îi pun un șoricel acolo sau ce? Păi nu, ăsta e, hai că-ți arăci. Uite unde are serie de șasiu, cât am căutat-o, mâncați-o și... Unde-i? Ia stai să vedem dacă e la fel. Seria? Da. Uite aici. Îi faci o poză, să-ți rămână. Și parcă e mai mic ăsta, mâncați-o. Ia scoat. E mai mic. Tu vezi? Ca lungime, dar bine, nu cred că are nimic. Parcă este un pic mai mic filtrul ăsta. Auzi, dar mă gândesc când, dacă îmi scoate filtrul, nu mai are aer. Da, are treabă, mă, ce ai. Dacă vrei, îl mai las. Nu, mă, că nu are rost până la urmă. Mai știu o cârpă, mă, să știu. Hai, mă, că sunt, nu mai zi nimic. A scurs-o mai pe jos, ai pus bine asta. Păi s-a scurs, s-a prelins, ce vrei să fac? Nu suna, ai sunat-o pe mami, închide, că n-a sunat nimeni. Oricum e. Gata. A fost bună și asta. Bine, avea. Tot atât să prinde, să prinde focul. Îl dau în față un pic? Păi ce, scoate-l un pic, pă... nu mai porni. Ia, apasă-mi pedala. Și de
Asta e bun să pui la o mașină. Da, e bună la, să știi. Așteptăm acum un băiat să vină cu o cheie de filtru, să nu ne chinuim să-l spargem pe ăla de pe ATV. Că nu putem să-l deschidem cu mâna și să vedem dacă putem să-l deschidem cu cheia aia. Oricum, mi se pare mai mic ăsta, dar n-are nimic. Nu e așa lung, știi? Ori, bine, poate e la fel, dar cred că e mai mic, parcă. Ori, na, nu-mi dau seama. Contează să fie aici, știi, la fel. Ia. Mai mare. Nu, dă-i cu ăla mic, mă, Adi. Da, aia, să vezi că n-ai cum să dai. Că dă-n aia? Uh-huh. Aia, un pic trebuie doar. Te ajut? Auzi cum trebuie să dau, în sus? În sus, da. Da. E strâns, mă? Gata, a luat-o. Da. Mamă, dar e strâns. Ce n-ai bine a strâns, mă, așa tare? Nu, mă, dacă că așa se face, știi? Nu cred. Să luăm și noi, mă, ok. Dar uite, bă, ce lovit e acolo, sau e de la... Unde? Cred că e de la asta, mă, cum îl desface. Trebuie să o iau ușor acum, păi știi? Oh. Păi, e nebun, mă. Lasă-mă că vine după aia, vine ia iarna, nu te mai baci. Păi ce mă enervează că n-ai desfăcut asta de tot. De tot. Merge greu, mă? Da, mă. Păi se aude ăla. Și nu-i dă. Da. E că n-a văzut 2000 de ture. Da, ce? Ia mă, dă-te să-i mai dau și eu. Las la mine. E că a luat. Nu. No. Ia, hai că se mișcă. Așa ceva. Tata, ăsta e rujat adevărat? Ce? E un sugurel. Da, e strâns, e pizdat. E că a luat-o. A strâns, frate. Auzi? Dar o să curgă ulei. Ceva, vrei să pui ceva sau nu te... Când e? Acum să pui. Ai cum să-l iei? Unde-i cărpa aia? O pun pe asta. Dă cu o pui jos acolo? Da, o pun acolo. E, pe ce mă, stai să mărdărești cărpa? Las că pudăm niște nisip. Gata, l-am scos în sfârșit. Uite ăsta mă, era original, vezi? Ia, ma. Mm-hmm. Dar e la fel, mă. Te-ai uitat la filet? Da, filetul e la fel sau asta, dar nu știam dacă e la fel ca înălțimea. Da, am șters acolo. L-ai șters? Da. Ce m-am urtat, ce m-am înțepat, mă. Mm-hmm. Mai dai? Ha 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 ha!
strâng și cu cheia? Păi nu știu, nu cred, da? Da, mă, strânge-l cu cheia. Da, bă, că l-am strâns la mână, că doar nu... Strânge-l cu două, vezi două cheie cu cheia. Vibrație din alea să strângești. Păi da, mă, dar asta nu merge mai tare de 20 la oră. L-ai pus prost. Ce? Ce s-a pus prost? A, am zis că ai vrut să-l pui în jos, așa. Nu. Ai dat de două ori. Hai de o dată, a? Cum merge, ușor? Greu. Gata, mă. Bun, hai, desfacem. Gata, am montat și filtrul. Unde-i cârpa aia, mă? Uite aici. Acum îi băgăm uleiul și cam atât. Cât a fost litrul de ăsta? 65. Uite ce culoare are. Să facem o, să facem o pânie. Ia. Poți? Da, mamă, dar ce roșu e. Da, a? Nu mai are, a? Cât intră în ăsta? 2 kg. Cred, parcă așa știu. Tot așa. Adică crede, dă-mi să știe și el că ei nu știe unde să pune ulei, el băga la lichidă parbriz. Ok. Apă tu și după aia ne uităm? Da, mai bagă un litru. De 100% sintetic. Protection, performance, easy start. Dar n-avea și mai bun sau ăsta e cel mai bun? Bă, păi nu ți-a zis că e cel mai bun? Da, da. A zis că... Mai era un motor la cât? 55 de lei? A arătat ATV-ul pe el și a zis că... A, și ăsta e mai bun, a? Asta e mai bun, dar nu-l ia lumea că nu arată ATV-ul pe el și că nu-i bun, dar lumea n-a zis că nu știe. Zic, bine, dă-mi ce știi tu atunci. Ăsta e ăla de race? Nu. Deci că nu prea e bun ăla, că... E 7100 ăsta. Tot, motul i-am băgat și eu, dar nu mai știu ce e. Am cutiile acasă. Păi stai, mă, să-i dau o cheie, să ia filtru. Nu, lasă-l, lasă-l să... E... Îi dai o cheie? Mai lăsăm un pic și mai punem iar până la maxim, nu? Nu-i dau ok acum? Cum să nu? Ba da, dar stai să-l termine. Hai. I-ai pus de la Joja la loc? Păi lasă de-a, să intre un pic și în film. Intre. Lasă-l un pic să se ducă jos. Bă, Costine, cum schimbăm o data de naștere noastră? La ce? La ICA. Poți? Nu cred. Îți zic sigur că am mai încercat eu odată. Odată ce-l faci, nu mai merge. Gata, și am terminat de schimbat și uleiul. Cam asta a fost clipul pe ziua de astăzi. ATV-ul merge ok, parcă se aude chiar mai bine. O să urmeze un clip și când schimbăm cureaua. Așadar, asta a fost totul. Dacă v-a plăcut, uitați să dați un like, să vă abonați la canal, să-mi dați un follow pe Instagram și ne vedem data viitoare. Pa!